Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Sunt Paul Gabor Iliescu, gazda dumneavoastră la această nouă ediție a emisiunii Împreună pentru Natură la Canal 33 România. Vă povesteam că sunt foarte, foarte, foarte fericit că am ales acest titlu, Împreună pentru Natură, că dacă e să vorbim de natura cu copăcei, iarbă și alte lucruri de ale naturii, nu-i așa? Atunci avem invitați din domeniu. Dacă e să vorbim de natura umană, că putem să facem și asta, tot împreună despre natură e. Atunci, iată, avem invitați din domeniile lor care sunt legate de natura umană. E bine, în această seară, după cum ați văzut, o să încerc să deslușesc cu invitatul meu, care invitat este un bărbat, tainele unei mici întrebări, da, pe care, nu știu, bărbații și-au pus-o deseori cu voce tare sau nu neapărat cu voce tare și femeile, în mod sigur, poate mai des decât noi. Și anume, când anume este o femeie frumoasă. Și dacă veniți cu răspunsuri de genul între 5 și 5 și un sfert, atunci nu suntem unde trebuie. Vă propun un spațiu puțin mai larg. Părerea mea, din perspectiva mea, orice femeie are o clipă a ei în care este cea mai frumoasă femeie din lume. Și aici nu mă refer la acea clipă în care o fetiță, o fată devine domnișoară și după acest moment are un moment, o clipă a ei în care dintre cele 3 miliarde jumate, nu știu pe statistici câte femei sunt pe tot globul ăsta pământesc, ea este cea mai frumoasă, ea strălucește. E bine, interlocutorul meu din această seară este un filozof, este doctor în filozofie și la un moment dat el și-a propus să deslușească aceste taine și s-a apucat să le abordeze din punctul dumnealui de vedere, mai tehnic poate, ați zice, adică aici ne-ați tot auzit de niște structuri așa mai motivaționale ale discursului, ne-ați auzit vorbind din punctul de vedere al religiei, al câte unui curent, să zicem generic, spiritual și așa mai departe. E bine, în ceva ce urmează o să fim puțin mai aplicați și vreau să vi-l prezint odată pe domnul George Colang. Bună seara, George, bine ai venit la noi la studio. Bună seara, mulțumesc de invitație. N-am știut să te prezint altfel. Cine ești tu? Sunt un om care caută natura umană. Mi-a plăcut foarte mult descrierea de la început. Cum ai spus, sunt doctor în filozofie, profesor universitar, am publicat mai multe articole, iar aceasta este ultima mea carte. Acum, dacă o să-i rog pe colegii din regie să, uite, o să zâmbesc frumos și să vedeți care este cea mai recentă. Așa. Ca să înțelegeți ce audio în cască este ține-o că o să arătăm o dată. Ok. Atunci noi o să începem să discutăm și o să stau așa cu cartea în mână. Când o să-mi cadă mâna pe jos, să știți că am ținut-o destul. Mulțumesc. Este cea mai recentă și care, de fapt, nu mai este în piață, pentru că s-a epuizat stocul. Deci e momentul pentru ediția a doua. Este clar. Deci ne gândim. Trebuie găsit o soluție. Revizuită și adăugită. Pentru că, între timp, aici, când, în ce an ai publicat asta? Abia apărut, a fost practic la Valentine's Day, cam așa. Care Valentine's Day? Ăsta? Anul acesta, da. Deci a fost un boom, asta zic. Ok, în câteva luni, crede-mă, perspectiva nu mai e aceeași. E ca în cântecul unui cântăres american. Life will never be the same. Cu fiecare clipă schimbăm perspectiva. Exact, acum depinde momentul în care o să și apară. Dacă o să fie mai recent, probabil va fi doar reeditată. Dacă o să apară peste, nu știu, 6 luni, un an, va fi clar o ediție readăugită. O, da. Asta, revin la ce spuneam, că fiecare femeie are un moment al ei în care este cea mai frumoasă femeie din lume. Unele femei reușesc, prin natura lor, a ființei lor, să prelungească momentul ăsta și de multe ori momentul, cum să zic, sursa acestei frumuseți, ea vine din interior. Mai ales sunt multe femei, oameni, mulți oameni, care au o formă de frumusețe care cumva e pe muche. Deci îi desparte foarte puțin de la frumusețe către, hai să nu zic urât, să zic banal.
Da? Ei, și bruma aia, diferența aia, este ce vezi în ochii lor, ce vezi pe fizionomia lor. Spune-mi, cum vezi tu, uite, odată generic, ce te-a făcut să scrii cartea asta, odată, ca să o luăm cu început? Păi să știi că nu a fost ceva așa miraculos, pur și simplu prin 2009, deci acum vreo 13 ani, am scris un articol cu titlul acesta. Nu știu de unde a fost inspirația în acel moment, nu știam nici unde o să ducă, dar am văzut succesul articolului. Și după câțiva ani mi-am dat seama că ar trebui să fie transformat într-o carte. Și mi-au luat aproape 10 ani ca să pot să găsesc structura. Pentru că erau foarte multe pericole aici, da? Nu voiam să definez femeia, pentru că asta m-ar fi transformat într-un depozitar al tuturor gândurilor și al ideilor cu privire la femeie. Și atunci trebuia să nu fac lucrul ăsta. Nu voiam să spun ce este natura umană, pentru că la fel aș fi părut cumva aș fi venit tot la fel cu o logică din aceasta totalizatoare. Și atunci cred că lucrurile cumva s-au reglat în timp și am conștientizat când scriam la un moment dat o părticică din carte că femeia de fapt este o întrebare și nu un răspuns. Și am pornit de aici, am plecat de la premisa că femeia este o întrebare și nu un răspuns și atunci am venit cu trei modalități de a percepe femeia, Eva, Zenobia și Sofia. Eva fiind cumva începutul, Zenobia fiind mijlocul și Sofia sfârșitul, dar toate acestea sunt cooriginare. Ele fiind cooriginare și cumva ele dând o logică a înțelegerii cărții, dar ele nu spun nimic cu privire la femeie, în esență. Ăsta este cumva trucul argumentului. Adică eu am încercat să arăt că putem să înțelegem femeia prin această structură, dar structura în esență nu spune nimic cu privire la femeie. Și doar îți dă indicii. Îți dă niște indicii, îți dă niște repere, de-aia majoritatea subcapitolelor sunt sub formă de frământări, săgeți și întrebări, pentru că ele cumva sunt corespondentul fiecărui capitol. Deci cumva femeia la început de viață are niște frământări, pe urmă la mijloc are alte frământări și la sfârșit la fel. Și asta se reflectă cum în viața ei? Se reflectă, știți cum este? Pentru noi în principiu acest discurs, și sunt conștient de asta, el se petrece acum în spațiul falsificării. Adică tot ceea ce aș putea eu să spun acum, nu aș spune în esență despre ceea ce este o femeie. Deci cumva noi acum facem niște aproximări. Asta este, vreau să fie foarte sigur, clar, da. Lucrul. Sigur, da. Da. Vreau să fie clar lucrul acesta, pentru că de cele mai multe ori problemele apar atunci când vii cu răspunsuri totalizatoare și încerci să spui cum este femeia și mai ales să știi cum este femeia. Bine, aici deja te bagi într-un spațiu de judecată și de pus de etichetă. Exact. Și cartea aceasta cumva, chiar dacă are acest titlu seducător și te duce în acest oracol al serendipității, ea încearcă cumva să te chiteze socratic, să-ți dea un drum, un demers, dar în niciun caz să nu-ți dea răspunsul final. Femeia, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, ce trăiește ea și cum este ea, poate fi văzută în această ipostază cooriginară, da? Dar asta nu înseamnă că ea este cumva doar început, doar sfârșit, doar mijloc în momente temporale. Ea poate să fie început și în sfârșit, cum poate să fie sfârșit și la început de viață. Și aici este frumusețea, pentru că aceste frământări până la urmă, frământări să zicem de început de viață, le pot avea și la 40 de ani. Și la, exact, sau 60 de ani. Da. Asta e partea frumoasă, că uite, tot dădeam ca exemplu la un moment dat pe cei de la, iertați să fie, de la cealaltă natură, aia cu frunze. Și spuneam de cei de la agronomie, că ei dau cultură, cunoaștere, învățătură tinerilor de buletin, ca să zic așa, tineri de ani. Însă există un nucleu
de oameni care au trecut deja prin niște etape, unii mai multe, unii mai, și mai multe din viața lor, și au ajuns la concluzia că ar vrea să știe mai mult despre asta. Și ei sunt cei, ăștia care nu mai sunt la prima tinerețe, sunt cei care îi solicită pe acei profesori, și fie vorba între noi, cred că îi țin în viață mai mult decât ăia tinerii. Da? Unde dacă am asistat toată la un curs, în momentul în care a sunat generic clopoțelul în care s-a făcut ora, oamenii erau în picioare cu fermoarele la geantă închise, gata să plece, și profesorul ăla le-a livrat pe bune, valoare. Ok, asta nu vezi la ăștia mai în vârstă, ăștia trag de bieții profesori, atunci am milă de ei, dar asta e partea frumoasă. Și acum vreau să vă mai întreb, pentru cine este, odată vreau să spun clar, nu vorbim despre cartea asta, asta a fost doar ca început de discuție și o să ne mergem mai departe pe firul ei. Numai mi-a plăcut foarte mult ideea și autorul de a l-am invitat. Și acum, pentru cine? Pentru cine este scrisă cartea? Cartea, paradoxal, pentru că pe vremea respectivă când am scris articolul, m-am folosit și de Google Analytics. Tendința cumva este de a spune că este scrisă pentru femei, însă vedeam atunci că foarte mulți erau interesați și încercau să vadă chestiunea pragmatică, așa cum suntem noi bărbații mai meschini, să găsească niște cuvinte pentru femei frumoase. Adică vreau procedura pentru agățat. Exact, exact. Este asta o procedură de agățat? Vreau să spun că la un moment dat citeau așa de mulți articolul din Chișinău și din Italia, încât ziceam, băi, zic un mail de mulțumire să-mi trimite și bine, mie. Bine, erau e tot ăia din Chișinău, dacă erau dus la... Statistic era șansa, vorbesc serios, ca o femeie să asculte de 2 sau de 3 ore aceleași idei. Okay. Pentru că se crease un traseu în Google, bărbații căutând exact fraze frumoase de spus femeilor frumoase. Sau SMS, MSG, femei frumoase. Deci erau cumva pe tipar. Da. Deci din păcate, da, din păcate, bărbații vedeau în acest articol și carte ceva foarte pragmatic. Știi? Cred, ca să răspund la întrebare, că se adresează și femeilor și bărbaților. Și le dă ce? Ce-i dă abordarea ta? Lasă-mă să vă rămân la apertu. Ce de abordarea ta unei femei? Cu ce o face mai frumoasă? Nu o face mai frumoasă. Pentru femei, cartea, eu vorbesc acum și din experiența lucrurilor cu lansarea, întrebările de-a lungul timpului, da? Întrebările care au fost puse, este o curiozitate feminină. Mai degrabă modalitatea în care este percepută o femeie de un bărbat. În schimb, pentru un bărbat este vorba de un tratat de seducție. Adică aha, bărbații îl văd ca pe un manual de a înțelege femeia, ceea ce eu acolo spun că nu poți în principiu. Dar... Știi că sunt lucrurile foarte, foarte pompoase, așa, cam așa de înaltă, dar nu știu dacă vedeți, ori fi vreo 3 cm aici. Ce știu bărbații despre femei? Da, da? Și îți cumperi cartea aia, așa, după care începi să o răsfoiești, da? Ok, pagina 1 goală, pagina 2 goală, tabula pagina 312 goală, adică cam așa. Exact. Da, bine, sunt niște, acum încerc să, nu știu, sunt niște lucruri acolo care te trimit și scot în evidență anumite lucruri, numai că, așa cum am spus, plecând de la premisa că femeia este o întrebare, cumva mi-am permis, mi-am dat și libertate. Adică am putut să extrapolez anumite lucruri fără să-mi pun lumea în cap. Și cred că asta este frumusețea, asta este diferența și lucru care o scoate cumva în afară, da? Prin faptul că nu este o carte motivațională. Ea nu-ți livrează niște răspunsuri și mai ales răspunsurile pe care tu vrei să le auzi. Că de cele mai multe ori cărțile în ziua de azi se cumpără exact din acest motiv. Cumperi niște cărți, maculatură goală, doar ca să-ți livreze răspunsurile pe care tu le ai. Adică ce zici este că majoritatea cărților din ziua de astăzi sunt cărți aspirină.
Adică ceva de gen. Mă doare capul, am luat aspirina, nu mai doare capul, dar nici nu știu vreodată de ce m-a durut și poate să revină oricând sau o să regăsesc exact cauza cu alt efect. Cine știe da, cum iar cărțile sunt făcute, și asta probabil nu înțeleg mulți, cărțile sunt făcute să spună ceea ce nu vrei să spună. Cărțile sunt făcute să scoată din tine întrebările, frământările fundamentale. Ele trebuie să te frământe, ele trebuie să te răscolească, ele trebuie cumva să-ți răstoarne valorile. Altfel, de ce ai citi? De ce citești? Citești ca să te pătrunzi, să intri în interior, să descoperi ceva. Nu citești ca să-ți livrezi răspunsuri pe care le ai în subconștient și pe care ce faci? Doar le cimentezi. Pe mine m-a interesat cu această carte și în general cu toate cărțile mele să-i fac pe oameni să înțeleagă că nu pot să înțeleagă. E foarte simplu. Adică trebuie să o judece în fiecare moment și să se adapteze. Folosi niște instrumente și niște înțelegeri. Da, da. Deci cartea ta dă cunoaștere, abordarea ta dă cunoaștere, abordarea ta inclusiv ca profesor dă cunoaștere. Ok, super. Dă instrumente de cunoaștere și nu neapărat cunoaștere. Bine, sunt și elemente de cunoaștere. Asta, da. Am răsfoit și sunt niște lucruri pe care poți să le pui să le folosești după aceea. Asta da. Vreau să te întreb dacă ai avea o baghetă de magician. Da? Și acum nu te întreb doar din punct de vedere al cărții. Uh-huh. Da? Și ai avea o femeie, era la un moment dat la oarece tot felul de televiziuni în care o luau pe o femeie care era, se uitau și ea. Deci femeile aveau, chiar dacă erau păi pe românește urâte, frate, dar aveau strălucire. Aveau strălucirea aia uh-huh. în ochi, la care oamenii ăștia care erau niște, sunt, mai fiindcă, niște profesioniști, îi dădeau, o puneau să mai slăbească dacă era mai plină, îi făceau altă coafură, îi făceau un pic altfel machiajul, o trimiteau la un albi de dinți sau chestii astea și ieșea femeia, ziceai că e Barbie, adică, pe bune, nu neapărat ca suplețe, zveltețe, dar foarte, foarte, ieșea femeie, ieșea frumoasă. Și acum, George are bagheta magică, da? George are bagheta magică! Și vine o femeie, orice femeie de pe pământul ăsta. Da? Tu ți-ai făcut temele. Ai cunoașterea ta proprie din viața ta și ai alte multe elemente care au ajuns la tine prin studiu, învățătură, discuții, documentare și așa mai departe. Ok. Ce îi faci tu unei femei? Și nu mă refer la sex. Așa. Poate fi inclus. Ca să o transform din, să zic banală, da? În frumoasă. Să se vadă ea frumoasă și asta se reflectă în afară. Ce îi faci? Eu nu-i fac nimic, dar există niște idei în carte care cumva îi pot... Lasă cartea, gata, nu mai avem cartea. Uite, fii atent, o luăm, nu o punem pe jos, că o respectăm, dar nu mai avem, gata. Nu-i fac nimic, dar o femeie care vrea să fie frumoasă și exact cum ai spus, am avut discuții, seminarii, cursuri, au fost diverse întâlniri pe tema asta. O femeie care vrea să fie frumoasă trebuie să nu vrea să fie frumoasă, paradoxal. Să nu vrea, să nu își caută, dorească. Să nu se îndârjească. Exact. Deci este o chestiune care trebuie să vină din interiorul ei. Pe de altă parte este nevoie și de atitudine. De-aia de foarte multe ori vezi pe stradă sunt situațiile alea paradoxale și cred că le-ai întâlnit și tu când vezi o femeie frumoasă cu un bărbat mai urât sau un bărbat urât cu o femeie frumoasă și spui ia uite cum a ajuns asta să fie cu ăsta sau invers. Acolo de fapt este oglindirea celuilalt. Este proiecția lui. Exact. Este încredere. Atât poate el. Atât poate el. Și eu am întâlnit persoane, din punct de vedere estetic, perfecte, care au plâns în fața mea, care au ajuns să se desfigureze prin operații estetice, pentru că în interior erau, se percepeau altfel. Deci, fără atitudine, știți cum e, fără sclipici neuronal, sclipiciul vestimentar pică, aveam eu un aforism. Cam despre asta este vorba. Deci fără atitudine, dar o atitudine care trebuie să vină cumva la nivel de instinct și de natură umană, că de aici am pornit. Trebuie să vină din interior.
Dar acest trebuie un trebuie care nu este de fapt să... trebuie. Da, da, trebuie să, trebuie să vină de la sine. Știi cântă cu Laura Stoica? Cred că ea cânta. Da. Sper să nu păcesc că după aceea producătorul emisiunii respectiv, soția mea, Roxana Ioana Gaborilescu, o să mă dea vot de blam și îmi scade 2% din salariu. Cred că Laura Stoica are o melodie care se cheamă Tu mă... Are, include versurile astea. Tu mă vezi mai frumoasă decât sunt eu. Da. Știi? Ei, și acum vin... În ce mă privește... Am întâlnit asta, să știi. Mi s-a întâmplat asta și nu mai țin minte dacă soția lui Marin Preda, mi se pare că a spus ceva de genul, eu nu am conștientizat că sunt frumoasă decât până în momentul în care nu a apărut Marin. Și așa este. Și a făcut-o să se simtă frumoasă. Exact. Deci se întâmplă lucrul acesta. Mi s-a întâmplat și mie. Și sunt persoane care spun, dar cum? Eu nu mă percep, nu sunt. Pentru că frumosul, până la urmă, este o chestiune relativă. Ea este dată de entropie, de acea notă discordantă, nu de simetrie, cum este în estetică și în zona asta operațiilor estetice. Pentru că ele se anulează. Și în estetica, în artă, pictură, sculptură și așa mai departe. Da. Că dacă vezi Michelangelo sau, mai știu eu, ia un pictor care vrei tu, da, și vezi operele alea, îți vine să te duci să le pupi pe femeile alea din tablou sau din sculpturi. Da, da? Dar mereu există acest element care ține de entropia estetică, așa se și numește, care aduce cumva ceva ascuns, îl scoate la iveală. Adică cumva în banalitatea noastră, uite, de exemplu, strungăreața, care din punct de vedere al simetriei este o discordanță, da? Ea sau aluniță, ea te poate face să fii frumos. Da, spune, beauty spot, hai să ne uităm la Madonna. Da, 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 până la urmă. Da, da, numai că noi acum în postmodernism am ajuns să prelucrăm și aceste lucruri. Însă ele se văd că sunt artificiale. Deci cumva frumosul nu înseamnă doar simetrie, da? Nu înseamnă doar pur și simplu a fi în anumite tipare, da? Pe de altă parte nu înseamnă nici că dacă fugi de anumite tipare prin situare opozitivă ești frumos sau ești diferit și ai devenit wow. Nu despre asta este vorba. Cumva este vorba de, cum spunea Aristotel, de mărimea justă. Dacă reușești cumva să prinzi, să fii într-un joc acesta de actualitate și potență mereu. Cam despre asta este vorba. Și în acest joc, da, să nu vrei cu nimic să ieși în evidență, să vină jocul care te pune în scenă. E vorba mereu de naturaleță. La un moment dat, știi Felicia Filip și Cristi Mihailescu? Felicia Filip, să plec. Da. Ok. La un moment dat povesteam cu ei și spuneam, ok, haide să ne vedem la o cafea, așa de mult mi-ar plăcea să ne vedem, hai să ne vedem cumva ad hoc, la care Cristi Mihailescu, înțelegi, care e un tip de mare finețe, da? Se uită așa și spune, da, da, să știi că nimic nu este mai pregătit decât un moment de spontaneitate. Exact. Înțelegi? Și atunci, în spiritul celor pe care tu le-ai spus mai devreme, ok, ea nu dorește, nu știu, pentru că fiecare femeie, cred că fiecare dintre noi are nevoia umană de validare, are nevoia umană de iubire, are nevoia umană de a fi parte din ceva, dintr-un egregor mai mare ca el. Că poate să fie o comunitate, poate să fie familie, poate să fie familie în sensul de soț, soție, copii sau ce mai e pe acolo. Da? Adică nu neapărat familia aia de unchi veri și așa. Și atunci, cred că e cumva în subsidiar, dar permanent, așa ca această chemare și mici acțiuni care se conformează acestei chemări. Și atunci, eu sunt inginer. Eu m-aș duce unde să pun linia aici în a fi îndârjit. Uh-huh. Știi? Problema aici este acel lucru pe care îl spune și Aristotel. Să știi când să pui punct. Deci nu este o problemă să vrei să fii admirat. Care, într-adevăr, pentru femei, cred că admirația este mai importantă și decât iubire. De exemplu, o femeie nu cred că poate să iubească un bărbat fără să-l admire în prealabil. Mai știi Nicu Prinț?
Cum? Micu Prinț? Ceva de genul, dar la noi, în schimb, se poate să iei o femeie ca atare, pur și simplu. La femei nu prea vezi lucrurile acestea. Cumva femeile iau la pachet, adică ele văd simbolistica. Deci problema nu este aici pur și simplu să-ți dorești sau să nu-ți dorești. Ideea este cât îți dorești. Pentru că dacă îți dorești doar să fii admirată, doar să fii iubită, doar să fii fericită sau să fii fericit și așa, se va întâmpla cumva aici să funcționeze legile lui Murphy. Să nu se întâmple. Pentru că tu faci ce se întâmplă. Da, tu ce faci în momentul acela? Tu faci un... din scop în sine îl transformi într-un mijloc. Și nu mai vezi esență. Nu mai ai cum să ajungi la frumos dacă frumosul devine un mijloc. El o să devină, apropo de inginerie, o să devină o chestiune calculată. Și devine un scop în sine, fără să vezi ce se aduce. Se transformă, da. În momentul respectiv, el nu mai are cum să fie în sine, nu mai ai cum să ajungi la esență. Și scapi esență. Asta zic. Va fi o instrumentalizare a frumosului. Gândiți-vă la Coreea de Nord. Gândiți-vă la perfecțiune sau la o femeie care spui că o vezi perfect. Mereu perfectul scârție. Pentru că în momentul în care te duci cumva în dulap, în tenebre, ca să zic așa, în întuneric, conștientizezi că acea persoană perfectă nu mai este chiar așa de perfectă. De-aia eu cumva când văd persoane perfecte, da, din toate punctele de vedere, la nivel simbolic, am o reținere. Știu că ceva e neregulă acolo. Artificial. Exact, este artificial. Știi cum e? De afară toți arătăm la fel. Adică toți avem Apgar 10. Da, am nu știu câte degete, tot atâtea unghii, sunt ok, exact. Am ochi, am nas, am limbă, ce se mai uită așa la naștere. Gata, șeful, e perfect, copilul, Apgar 10, du-te de voi la prieten. Ok, dar ce traume sunt înăuntru, ce trăiri sunt înăuntru, ce limitări sunt înăuntru, ce programări sunt înăuntru, ce frici sunt înăuntru. E, cum spunea Paler, avem cumva trei vieți relativ diferite. Este viața asta socială, viața asta de dulap, cum o numesc eu, și una a fantasmelor pe care nici tu cumva nu o conștientizezi. Dar care produce efecte. Care produce efecte. Și atunci... De asta spun că lucrurile acestea sunt cooriginare până la urmă. Individul ei la pachet, cu toate frământările sare și simbolistica sa. Despre asta este vorba. De-aia e bine să-l cunoști pe cea cu care stai. Atât cât poți, pentru că în esență nu o să poți niciodată, pentru că nici noi nu putem să facem asta în esență, dar asta este... Cred că ar fi bine să asta ne știm noi pe noi. De-a da, nu, asta, asta e de la alt curs. Da, o să intre într-o altă carte care e în lucru, dar în principiu despre asta este vorba. Deci nu ai cum să pătrunzi în esență un om, atât cât poți, da? Nu e bine nici să pui etichete ca să-l falsifici, pe de altă parte depinde câte etichete își pune el la rândul lui. Câte măști își pune, da? Să nu poți să-l pătrunzi. Și eu cred că cu cât își pune mai multe, cu cât se perfecționează, în momentul în care te gândești la cei oameni care, aplaudă, da? Perfect. E clar că acolo este ceva în neregulă. Într-o piesă de teatru pe care a scris-o cineva, nu mi-a luat numele de rău, se cheamă Lena și Leon S. Sper că am zis bine. La un moment dat, personajul principal este înconjurat de mai mulți gentilomi. Era pe vremea gentilomilor și ăștia îl întreabă la un moment dat pe ăsta. Bine, domnul meu, dar până la urmă cine ești? La care ăsta zice... Nu mai știu nici eu cine sunt, că dacă e să stau și să mă uit la toate măștile pe care voi m-ați obligat și eu am acceptat să le pun, nu mai știu nici eu cine sunt. Bine, bine, dar totuși, cine ești? Am să vă spun, dar acoperiți oglinzile și întoarceți-vă nasturii, că dacă mă văd oglindit în ele, nu mai știu nici eu cine sunt. Da, eu am, hai că totuși o să dau un pic din așa, eu am definit, de fapt în perioada în care scriam această carte, această carte cu femeia, lucram și la cartea aceasta care nu este publicat. Eu am definit această situație entropie insurrecțională. Insurrecțională? Da, în sensul că ceva armat, o chestie. Da, da, pentru că este ceea ce te face să te cauți, da, este de fapt ceea ce te face să te ascunzi. Este exact ceea ce ai expus mai devreme. Deci cu cât încerci să te cauți mai mult, da, cu atât de fapt te afunzi. Da, este vorba de o insurecție, de o revoltă interioară.
Pentru că tu cumva încerci să ajungi la tine. Dar e și o tensiune imposibilă. Noi spunem impossible binds în ce mai facem noi pe dălea emoțională, pe terapie emoțională. Că pe de o parte ai, românește drive, tendința, tentația de a merge spre ceva, spre rezolvare. Da. Și în același timp, îndepărtezi. În același timp ai măsura de a te depărta în practică. Da, exact. Cum asta faci asta? Petrece. Uite, au fost psihologi, au fost șamani pe scaunul ăla. Spune-mi tu, din punct de vedere filozof, filozofie, tot ce înseamnă, ca înțelegere, pe care o ai la momentul ăsta, cum o dregi pe asta? Dacă ar fi să definești o cheie magică a autocunoașterii, și aș mai pune o nuanță aici, autoacceptării, care ar fi aia? Știți cum am luat decizia să dau la filozofie? În liceu, profesorul de filozofie a întrebat cât din tine este tine. Cumva m-a frământat întrebarea asta de atunci. Nu am ajuns neapărat la un răspuns, dar și nici nu cred că trebuie dat un răspuns în sensul ăsta, care însemna să ne falsificăm și mai mult decât o facem în mod uzual. Este destul de complicat aici. În principiu, dacă ar fi să facem apel așa la ontologie sau la sinceritate, cred că suntem doar niște actori pe scenă. În bună parte suntem un cumul de măști pe care noi nu-l conștientizăm. În psihiatrie, de exemplu, există această tendință și în psihologie de a spune că există măști sociale, dar ele sunt controlate, pentru că tu spui o mască pe care o conștientizezi în momentul în care te duci în spațiul public. Eu spun cumva altfel, eu spun că cumul de măști, da, nu este conștientizat. Și aici sunt situații de genul, și poți să vezi asta în psihopedagogie, educatoare care răspund în mai puțin de 40 de secunde pe 12 sau 13 tonalități diferite. Asta înseamnă că acea educatoare are capacitatea de dedublare enormă. O vezi în școală. Păi, într-o situație de viață, de asta zic, până la urmă ajungem tot la Shakespeare, da? Că lumea este o scenă și noi suntem niște... Cam asta este. Să știți, și dacă vă duceți la greci, politropos e un concept foarte interesant, care poate fi tradus cumva prin versatilitate, dar de fapt, grosomodo, el ar însemna unul în multiplu, care îți dă pe urmă persona în latină, care îți dă persoană, care între timp în modernitate s-a transformat în persoană. Și ego. Prin Descartes s-a transformat în subiect, în subiect clar. Numai că el la origine era de fapt unul în multiplu. Adică, dacă ne-am duce în psihiatrie sau în zona medicală, asta ar fi o boală. Bine că nu mergem acolo. Da. Ce vreau să te mai întreb? Vreau să te mai întreb foarte multe lucruri și, nu știu, îmi place să cred că nu e doar prima dată când ne vedem aici în configurația și decorul ăsta. Știi, noi, când zic noi, înțelege soția mea și cu mine, ne ocupăm de terapie emoțională și de creștere personală. E demonetizat creștere personală, dezvoltare personală, e demonetizat și sună într-un fel la nume, dar chiar aia face. Și acolo, prin niște mijloace specifice, îl faci pe ăsta, pe subiect care o fi el, să meargă cumva să se cunoască pe el ca esență. Și atunci să nu mai fie nevoie de cele 14 nuanțe de dublări în 40 de secunde, știi? No, dar de aia zic, o să punem la rând într-o altă emisiune. Vreau să te întreb așa. Tot încercăm, ne străduim, să aducem cumva oamenii să se vadă ei pe ei. Și să fie în stare să se vadă ei pe ei. Așa, fără măști și cu oglinzile acoperite și cu nasturii întorși. Da? Da. Ca să nu se reflecte. Nu sunt prieten cu abordarea și la foarte mulți nu aparține permisiunea de a face asta lumilor. Și pot să spun asta pentru că am îmbogățit, am populat lumea aia foarte multă vreme până acum câțiva ani. Și am fost pe strada în care am avut lângă mine niște femei minunate.
Minunată înseamnă minunată. Nu înțelegeam nimic din ce acum, măcar am senzația că înțeleg, că au o noimă cumva și văd reflecțiile care se întorc la mine, par ok, sunt un fel de confirmare, măcar parțială, pe aici pe acolo. George, le-am sluțit. Prin atitudinea și comportamentul meu față de ele, le-am sluțit. Deci din frumoasă cum le-am cunoscut, nu că aia m-a făcut să mă apropii de ele, le-am urățit. Cum scoți o femeie din felul ăsta de, să zic, o depresie, o stare? Nu știu, dacă zic depresie sună sinistru, dacă zic stare sună cumva. Dar tot aia e. Să știi că lucrul ăsta cred că este valabil mai degrabă pentru noi bărbați. Cumva, cum ai spus tu și ai spus că tu ai făcut asta. Deci mai degrabă cred că noi facem asta și nu cred că el. Cumva noi ajungem să vedem, da, prin prisma experienței, da, să le vedem așa. Nu înseamnă că ele sunt așa. Stai, cum? Cumva să le... Deci în momentul în care trece timpul, da, prin acea experiență și rutină, da, lucrurile se pot, cum să zic, se pot duce, se pot nuanța, se pot duce în jos, cumva pornind de la ideal, pentru că la început mereu este un ideal, da? Nu vezi costurile la început. Eu juc slapunerul alăturare de două idealuri. Idealul meu ca bărbat despre ce-o fi acolo ea, despre copii, despre familie, despre relație, și idealul ei despre mine, despre familie, despre copii, despre relație. Știi? Eu zic mult mai pragmatic. Le-am bușit. Și ele sunt bușite. Cum ai scos tu o ființă capabilă să se vadă frumoasă dintr-una bușită? Putem vorbi despre femei sau despre noi? Cumva am spus asta într-o altă emisiune acum mai mult timp, că trebuie să învățăm, da, pe drumul pe care trecem zilnic, să învățăm cumva să-l vedem altfel. Asta este singura soluție. Iar asta presupune un dram de înțelepciune. Înțelepciunea, da, este neapărat o înțelepciune dată de cunoaștere, de erudiție, de înțelegere, sau poate fi o înțelepciune nativă. Adică eu nu fac nimic, abrupt mă lovesc un meteoritul cunoașterii, înțeleg totul și devin mai frumoasă sau frumos. Nu, aici este vorba și de o anumită rutină intelectuală. Eu mai aveam o chestie frapantă pe care am spus-o în altă parte. Ziceam că iubirea este un concept axiologic și fericirea. La ele nu pot să aibă parte oricine. Adică iubirea nu este pentru oricine. Dacă tu nu te antrenezi în spiritul axiologiei, dacă tu nu te desăvârșești pe tine spiritual, tu nu ai cum să ajungi la iubire. De-aia de cele mai multe ori majoritatea, ei cred că au parte de iubire, da? Dar au parte de o anumită deținere, de egoism, de anumite limbaje care sunt pseudo-limbaje ale iubirii și așa mai departe, și asta este și se mulțumesc cu asta. Pe de altă parte, iubirea iarăși n-ar putea să fie o chestiune de cantitate, pentru că iubirea este rară, trebuie să țină de miracol, de serendipitate. Deci nu poți să spui, da, că toată lumea iubește. Apropo de chestia asta, ca să fac o glumă referitor la Darwin, da, și evoluția speciilor, noi evoluăm din accidente. Da? O căsătorie, un copil nedorit, în sărăcie, deci majoritatea copiilor și societatea evoluează, da, în ghilimele, din accidente, nu din iubire. Asta este o chestiune de statistică foarte clară. Deci de câte ori nu apar copii nedoriți, sunt situații care țin de cu totul altceva, da, care vin din zone catastrofale, și cu toate astea cumva natura merge mai departe. Dar acolo n-are niciun rol iubire. De asta zic că într-o societate săracă care abundă în, până la urmă, nu știu, în care apar foarte mulți copii și se dezvoltă pe linia asta genealogică a lui Darwin, nu e vorba de iubire acolo. E vorba de accident. E vorba de situații, e vorba de egoism. Sunt situațiile acelea în care un bărbat din egoism vrea să lase o femeie gravidă, o femeie își dorește asta. Nu-și dorește neapărat să fie. Eu am întâlnit situații de genul acesta, în care își dorea doar copilul de la bărbatul respectiv și nu bărbatul. Asta nu este o chestie care ține de iubire.
Asta este o chestie care ține de Darwin, evoluția speciilor. Și de asta zic, iubirea este o chestiune, e o chestiune rară, n-are cum să fie așa pentru totdeauna. Știu că poate să supere pe mulți, pentru că noi suntem niște ființe egoiste și ne dorim asta. Dar dacă tu nu, ca să revin, dacă tu nu te antrenezi în spiritul ăsta al axiologiei, nu ai cum să ajungi la iubire. Adică presupune și un anumit efort. Asta. Un efort filozofic susținut. Și mai e ceva. Tendința Universului și a lucrurilor din Universul ăsta este să se distrugă. Adică ai o stâncă, începe să se erodeze. Ai un organism de nou născut, el începe să moară din momentul în care începe să oxideze, să respire, să nu știu ce, adică să... Da, asta cumva spuneam și acolo, că cumva sfârșitul unei relații se află încuibat în începutul ei. Dar asta este o idee de la Platon. Există teorii idealuri, da, forme ideale, iar pe Pământ sunt formele falsificate. Deci de la Platon vine asta. Nu neapărat o tendință care duce spre extinție. E o vorba de o teorie în sensul în care majoritatea lucrurilor care se petrec în mundan sunt falsificări ale idealurilor. Dar best available. Următoarea cea mai bună soluție. Asta idealul este. De-aia zice, cumva de-aia noi ideal. Avem... De asta zic. De-aia eu și în carte am făcut o distinție între iubire și dragoste. Iubirea, am spus că este ideală și se petrece în taină și poate să existe doar în spațiul unei persoane, în schimb, dragostea este mutuală. Dragostea presupune iubirea, dar iubirea nu presupune neapărat dragoste. Pentru că dragostea presupune actul. Iubirea este în potență. În potențial, în da, în potențialitate. Tu poți să iubești o persoană fără ca ea să fie lângă tine. În momentul în care ea ți împărtășește, da? Și apare iubire și la ea, din această conjuncție apare dragoste. Și o întrebare aici care poate fi pusă este: bine, și atunci cum separi iubirea de obsesie? Și răspunsul foarte simplu este următorul: în iubire renunți, în obsesie nu renunți, în obsesie rămâi acolo. Deci în obsesie ești acolo, în iubire ești aici și poți să renunți, și în dragoste este cumva varianta ideală, este idealul idealului iubirii, este dragoste. Când chiar cele două persoane s-au întâlnit și chiar se iubesc, și atunci apare dragoste. Din această conjuncție. În mare parte pentru oameni și pentru majoritatea totul se desfășoară în partea asta, în partea asta a obsesiilor, da, a egoismului, a așa, al fanatismului, pentru că poți să-l iubești pe Michael Jackson sau Madonna, da? Sau tot fel de chestii de genul ăsta, iar dragostea asta este o chestie care vine din alte sfere. Auzi, ai reușit să eviți răspuns. Deci, o ființă bușită, cum o aduci din nou la lumină? În speță noi, bărbații, o femeie. Deci, ce-ar fi trebuit eu să fac dacă aș fi dat de una din femeile din viața mea, cele pe care le-am bușit, în stadiu de, pe românește, bușit, adică fiind jos. Da? Cum o aduc iară sus să strălucească? Păi, am spus aici, nu cred că este în esență vorba despre ea. Este vorba despre tine. Tu o percepi ca fiind bușită. Ea nu este bușită. Știi ce se întâmplă? De cele mai multe ori se întâmplă chestia asta, o poți vedea de-a lungul timpului, da? În temporalitate. Poți să spui, am fost cu o persoană acum 10 ani, da? Este normal ca peste 10 ani, când te uiți așa retrospectiv peste umăr, să spui, eu nu mă mai regăsesc acolo. Se poate întâmpla. Exact, da, dar în moment... Da, dar asta nu înseamnă că persoana respectivă are ceva. Tu în T1, când erai cu ea, ăla erai. În T7, tu o percepi pe ea ca în T1. Și atunci, ceea ce spui tu... Acolo. Exact, și acea discrepanță tu o percepi ca fiind bușire, numai că ea nu este așa. Da. Este pur și simplu o orientare, da? Pentru că tu poți să fii... Eu mai aveam un aforism. Momentul despărțirii nu este tot una cu momentul despărțirii. Da. Nu coincide momentul despărțirii. Te poți despărți ori înainte în timpul relației, ori după, dar niciodată în momentul când te duci la notar și spui gata, ne-am despărțit. Te desparți ori după, ori înainte. Și de asta această bușire de care vorbești tu este o chestiune care ține de lucrul acesta. Despărțirea ta, da, s-a petrecut cumva în acest interval.
Dar asta nu înseamnă că persoana respectivă este bușită sau că are ceva. Pur și simplu se duce într-o altă sferă. Auzi, ziceai că-ți mult 45 minute, ia ca nu-s. Cu alte cuvinte, George Colang, îți mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu. Dragii mei, dragele mele, cred că trebuie să vă mai uitați o dată la emisiune și eu cred că trebuie să mă uit o dată la emisiune. O fi bine, o fi rău, nu știu să vă spun, eu cred că doar este. Și acum știi și nu poți să mai spui că nu știi. Și ce zic eu e doar ascultă, citește dacă e cazul, simți și atunci o să știi mai mult și mai bine. Este o nebuloasă totală și până la urmă cred că vorbim de comunicare și de a-l reflecta și a-l integra pe celălalt în energia și în iubirea ta. E perspectiva mea personală. Mulțumesc încă o dată invitatului meu, profesor Dr. George Colang. Îți mulțumesc ție care te-ai uitat. Mulțumesc soției mele care ne-a stârnit în calitate ei de producător al emisiunii să alegem tema, așa, și mulțumesc colegilor din regie. Ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!